Însă toate aceste sărbători, din păcate, s-au marketizat foarte mult de vin și tind foarte mult către comercial. Și foarte bine Crăciunul sunt speculate. Iar Paștele este iepurașul sexist sau nu? Iepurașul, apar tot felul de sărbători pe care le împrumutăm și astea insinuate foarte perfid așa în mintea tinerilor, care sunt cei mai receptivi la astfel de lucruri. Dar familia, eu cred că e foarte importantă și poate trebuie prezentat, pentru că eu am văzut la biserică foarte mulți tineri. Și în fiecare n-am văzut foarte mult, foarte mulți tineri. Poate mai mult. S-ar putea ca familiile respective să fie niște familii care n-au înțeles nimic de religie, țin niște forme și pe tine nu-i satisface niște explicații care nu le-au înțeles încă. Și atunci, domne, ce să ne prefacem că suntem religioși? Toți stau acolo de pomană, cântă preotul acela, eu nu înțeleg nimic. Îmi trăiesc viața și când voi veni mintea la cap, sunt și eu un om normal. Acum nu înțeleg nimic. Adică s-ar putea ca spoiala religioasă, care există în foarte multe familii, mai mult în forme, să facă pe oamenii foarte serioși în interiorul lor, sau mai puțin instruiți, să zic, domne, mie nu-mi place. Și atunci, în democrație, e loc pentru orice. Și cu timpul o să-și revină și o să înțeleagă, dacă încep să înțeleagă lucrurile mai profund. E loc pentru toți în societate. Slavă Domnului, din punctul ăsta de vedere, fiecare alege și de aceea, foarte bine a spus Dânsu, familia, dacă este bine ancorată și dacă e o educație perfectă, copilul nu pleacă de acasă, dacă găsește acasă tot ce trebuie. Bai, din contră, este raiul pe pământ. Dar dacă acasă sunt probleme, sunt certuri, sunt e bucurie de a o părăsi. Deci îi spun săraci, n-am găsit acasă, biserica nu prea ne-a spus, îmi caut și unde pot. Probabil că e și vârsta, pentru că n-am ce mă aminte că în adolescență, dacă ar fi scăpat puțin de mama și de tata, ar fi fost un lucru foarte bun. Mai apoi, când trece timpul, îți dai seama, tradiții de sute de ani se mai păstrează în anumite zone ale țării. În Bucovina, spre exemplu, după ce toată lumea, toată familia s-a spălat pe față cu apă curată de la fântână, se așează în jurul mesei să guste din bucatele sfințite în zorii zilei la biserică. Tudor Florea știe mai multe despre obicei. Tudor, te ascultăm. Bună dimineața, Hristos a înviat, n-am mai avut răbdare aici, am așteptat cât am așteptat, am auzit că aveți o discuție foarte interesantă în studiu, dar celor mici le era foame, este prima masă, o gustare, hai să spunem așa, tradițională, pentru că masa adevărată, îmbălșugată de Paște aici în Bucovina va fi abia după amiază, pe la ora 4, după ce oamenii se întorc de la biserică. S-au ciocnit ouăle, să ciocnesc paharele, să mănâncă din cozonacul tradițional de Bucovina și bucatele care au fost sfințite, atenție mare. Dar acum trebuie să ciocnesc și eu cu doamna Silvia, care n-a fost gazdă atât de bună. Ieri am petrecut mult timp aici în bucătărie, la pregătiri. Hristos a înviat. Ia să vedem, cred că a spus mai tare. Gospodine e mai tare. Da, asta e, era și normal. Vă aștept acum. Adevărat a înviat. Vedeți... Tradiția pare ceva atât de complicat pentru noi cei de la oraș, dar e atât de simplu dacă stai aici la țară și trăiești în mijlocul oamenilor. Totul este ca odinioară, dacă putem spune așa. Ieri am văzut în bucătărie toată ziua, dimineața până seara, cum au fost pregătite bucatele pentru masă, pentru coșul care a fost sfințit azi dimineață, după slujbă, pe la 4:30-5 s-a întâmplat. Cei mai mulți au ales să stea la slujba, la toată slujba, așa se întâmplă la țară, e un pic altfel decât la oraș, să știți. Acum, gustă din aceste bucate, care erau în coșul sfințit, vedeți, numai bunătăți aici, și apoi, după amiază, ne pregătim de masă. Uitați, aici au nafura, zahăr, mai multe feluri, am văzut tot aici și pasca, tradițională pască, nu putea să lipsească, și babele la care... am muncit ieri doamna Silvia și ajutoarele sale de aici, pentru că am fost mai mulți în bucătărie și s-a muncit serios, vă rog să mă credeți. Avem și o babă aici. Pentru că domnul reporter ne-a ajutat la frământat babelii, noi oferim o babă. Vă mulțumesc, doamnă. Să s-o duc acasă, să s-o familia. Mulțumesc tare mult, deja sunt mândru și vedeți, dacă am dat și eu mână de ajutor ieri aici, până la urmă am primit și răsplata. Așa se întâmplă în astfel de situații și credeți-mă, totul e atât de simplu și natural. Până la urmă, asta înseamnă Paște tradițional la țară, în Bucovina. Noi suntem în Pătinoasa și mai rămânem aici și astăzi. Mulțumim, Tudor! Ne bucurăm că ți-a ieșit și ție ceva după frământatul cozonacului de ieri. Sper să fie gustoasă baba pe care ai primit-o. Luăm o scurtă pauză de publicitate. Vă reamintesc că la Vatican e în plină desfășurare slujba de Paște oficiată de Papa Benedict al XVI-lea în piața San Pietro di Roma.
Bucovinenii merg și ei a doua zi la biserică, unde participă la slujba de Paște sau la învierea mică. Așa cum spune tradiția, trebuie să se îmbrace în haine tradiționale, așa că își pregătesc straiele din timp, altele decât cele cu care au fost la slujba de înviere. Tudor Florea ne spune care este portul bucovinean în prima zi de Paște. Hristos a înviat! Adevărat, a înviat, mi-ar fi greu să vă explic eu care este portul bucovinan, pentru că sunt prea multe și prea frumoase haine de aici. Însă o să rugăm ca de obicei pe doamna Silvia, care are altă haină față de cele de aici, exact cum spuneai mai devreme. De ce, doamnă? Care e motivul? Văd că astăzi e pe alb totul. De ce? Pentru că astăzi e o zi foarte însemnată și pe alb reprezintă curățenie, puritate. Arătați-mi ce purtați astăzi la slujbă. Astăzi voi purta această cămașă care a făcut-o acum 3 ani la Paște. Este nouă. Are poale, tot pe alb. O catrință, altfel ca cealaltă care v-am prezentat-o. Tot este nouă, când am făcut costum acum 3 ani. Bundița. Pe care ați purtat-o și azi noapte. Iar aici avem un batic care îl voi îmbrăca la costum. Ăsta este un batic nou, în ziua de Paști, obligatoriu, trebuie să avem ceva, o haină nouă. Mai vine o lume în costume populare la biserică? Vine. Dacă vremea permite, vine foarte multă lume. Astăzi este o slujbă deosebită, e vecernia sau învierea mică? La ora? La ora 2 după masă, la 14, va fi vecernia mică sau învierea a doua. Și apoi, după ce se merge la biserică, absolut toată lumea, după cum știți, vine la masa tradițională de sărbători. O masă, într-adevăr, îmbelșugată. Vor avea loc pe acea masă toate bucatele care au fost pregătite în această săptămână și cele la care s-a lucrat ieri. Am fost și noi martori la ce s-a lucrat aici, în această bucătărie. Așteptăm cu interes atât slujba, cât și pregătirea mesei. Mulțumim și este și vreme frumoasă în estul țării, cel puțin cu temperaturi de până la 15 grade Celsius. Nu pleacă de acasă însă înainte de a pregăti masa așa cum se cuvine, pregătesc acâmurile și bunătățile pentru că atunci când se vor întoarce de la slujbă să se bucure de friptura de miel, de ouă înroșite, de drob și de vinul din Muncele, Tudor Florea. Sper că s-a bucurat de ele, Tudor, te ascultat mai puțin de vin, evident. Bună ziua, într-adevăr, Hristos a înviat încă o dată de aici, din inima Bucovinei, lângă Gura Humorului, la Păltinoasa. Unde suntem de ieri dimineață? Vreau să încercăm să dăm înapoi puțin timpul ca să înțelegeți foarte bine ce se întâmplă aici. Suntem de ieri dimineață în casa familiei Checheriță. Am stat cu doamna Silvia la bucătărie ieri. Am văzut cum e frământat aluatul pentru cozonacul tradițional bucovinan, acele babă pe care l-ați văzut și pregătit, apoi dată la cuptor. Am primit și eu una astăzi pentru că am ajutat la pregătirea lor. Am văzut apoi cum pregătesc oamenii coșul pascal cu care merg noaptea de înviere la biserică pentru sfințire. Acesta este sfințit dimineață la finalul slujbei, doar atunci. Sunt foarte mulți oameni care stau la toată slujba special pentru acest lucru. Apoi, în prima zi de Paște, în această dimineață, am văzut cum cei mici, da, și cei mari s-au spălat pe față cu apă neîncepută, în care era un nou și un bănuț. De mult găseam bănuț de argint, acum se găsesc mai greu. Apoi au servit din bucatele sfințite aflate în coșul pascal și au pregătit din nou straiele pentru mers la biserică, pentru că la 2 fix începe slujba la biserică aici, la Păltinoasa, iar apoi după slujba oamenii se întorc și ajung la masa tradițională despre care vorbim de atâta zile. Am văzut pregătirile, ne imaginăm cam ce va fi. Observați că și aici totul este pregătit. Bucatele sunt undeva într-o cameră alăturată, sunt gata toate. Doar după ce se vor întoarce de la biserică, oamenii vor mânca ceea ce au pregătit aici, se vor bucura de această masă festivă. Mulțumim, Tudor, și vă dorim poftă bună la masă pentru cei care...